Să vedem dacă reușim să o prindem pe Ionelia. Ionelia e chiar pe fir. Bună dimineața! Bună dimineața! Dimineața. Unde, ce oraș am nimerit, Ionelia? Brăila. Am vrea să-ți spunem de aici, de la terme, înspre Brăila, un călduros. La mulți ani! Nu cred! Ajunge un pic mai greu de aici. Ce ai crezut, că suntem de la gaze? Ce ai crezut, că suntem de la marină? Ești în direct la Neața, la mulți ani, Ionelia, să trăiești mult frumos, să te bucuri de zile de februarie. Știi că ești prima de o sunăm noi fiind în direct de la terme. Adică la noi suntem 30 de grade, da, nu știu dacă ne vezi, dar suntem în pantaloni scurți. Mă uit la voi, da, mă uit la voi. Am înțeles, te uiți la noi. Ce faci astăzi? Ce ți-ai propus? Să stau în pat, să-mi revin din această gripă minunată. Super, aici avem departamentul gripă? Avem departamentul copză. Nu știu despre ce vorbim, sunt la muncă, deci puteam să-mi iau liber. Astăzi numai să nu mai fim măgari. Așa, nu te auzi, Flavia, să știi? Nu te auzi. Să vedem de ce. Ce înseamnă mai să dai... Să știi că era un semn. Ce înseamnă să dai un sandwich la băieții vreau de la sunet? Vreau să spun o prostie, nu contează. Ionelia, să-ți treacă repede, la câte azi de gripă ești? Sincer, cred că a șasea și încă persistă? Da. Încearcă, stată pe antibiotice, numai încearcă cu... cu ținut în brațe. Da. Să... Da. Și du-te la doctor, lasă medicamentele din sertarul 2, nu da. Primul, totdeauna al doilea e sertarul de medicamente. Cu ceapă nu merge? Da. Să știi că fără medicamente durează o săptămână, cu medicamente 7 zile, da? 7 zile, da, știu. Ionelia, ce piesă ai ales pentru astăzi? Randy, dansăm. Da, n-am mai auzit de mult piesa asta. Bine, să fie pentru tine. La mulți ani. 3, 2, 1. Mulțumim frumos. Hai.